Matinalii cu Ioana N. Dogioiu la Europa FM. Bine v-am găsit într-o zi specială la Europa FM, 22 de ani de la prima emisie, 20 de ani în care vă mulțumim că ne-ați fost mereu alături, atât de mulți încât Europa FM este cel mai ascultat post de radio privat din România. Vă mulțumesc pentru că Piața Victoriei este lider detașat de piață la această oră cu o medie de 270.000 de ascultători ai fiecărei ediții. La mulți ani și să rămânem mereu alături, asta îmi doresc eu. Dar să nu ne emoționăm prea tare, pentru că avem multe de întrebat și multe de aflat de la invitatul meu din această seară în Piața Victoriei, domnul Cătălin Drulă, președintele interimar al USR și candidat anunțat pentru președinția partidului la congresul din această toamnă. Bună seara, domnule Drulă, bine ați revenit la Europa FM. Bună seara, mulțumesc pentru invitație, la mulți ani, nu știam de această aniversare. Da, mulțumim. Sperăm să fie cât mai mulți și la fel de buni. Domnule Cătălin Drulă, cu cât guvernarea e mai problematică și este problematică și cu cât este mai puternică și este foarte puternică, cu atât mai important este să avem o opoziție pe măsură. Iar principalul partid de opoziție în acest moment este și trebuie să fie USR, iar dumneavoastră liderul opoziției. De aceea îmi doresc să pornim discuția de la situația actuală din USR, o situație care, după toate semnalele, nu este una liniștită. Se rupe USR, domnule Cătălin Drulă? Nu se rupe USR. USR, așa cum spuneți, este opoziția democratică a României. De când am preluat acest mandat, în niște, circunstanțe care nu au fost neapărat ușoare, noi venim după o fuziune, am lansat acest concept de opoziție pe tot terenul și, din păcate, într-un fel, pentru România, chiar avem material de opoziție. Mai devreme puțin am lansat bilanțul celor 6 luni ale acestui guvern. Tot astăzi e o altă aniversare. Se fac 260 de zile de când USR a fost dat afară de la guvernare, o să revenim poate la asta. 260 de zile am și fost la guvernare, eu, spre exemplu, ministru al transporturilor, deci e o perioadă egală de timp, și am lăsat și un bilanț pe transporturi care arată foarte trist pentru ce s-a întâmplat după. Conceptul de opoziție pe tot terenul înseamnă să arătăm cum acest guvern, mi-a spus guvernul falimentului, ne duce într-un dezastru economic, și asta putem argumenta cu cifre și poate o să avem ocazia și în emisiune, sunt niște cifre foarte importante. Scădere de investiții în infrastructură, pe cifrele oficiale. 11,7% a scăzut volumul de construcții inginerești și de infrastructură, spune INS, pe fondul unui număr mare de licitații blocate. Dincolo de asta, situația fiscală a României, și aici am văzut că și guvernatorul BNR trage un semnal de alarmă, într-un stil prea diplomatic după mine, dar poate că așa este acel rang, eu sunt politician, o pot spune pe șleau, ne ducem în cap la 7%, unde experții noștri și experții independenți spun că se duce deficitul bugetar, ne împrumutăm la cea mai mare dobândă din UE, făcut un calcul, cheltuim 4 lei din ce avem venituri la buget, încă un leu îl împrumutăm pentru cheltuieli și încă un leu îl împrumutăm ca să acoperim datorile din trecut. E ceva nesustenabil, nu sunt niciun fel de măsuri, de fapt, tot ce face această guvernare merge în direcția opusă a adâncirii deficitului bugetar, nu reduc cheltuieli. Am făcut parte dintr-un guvern care, eu ce obțin la Ministerul Transporturilor, am fost extrem de atent cu cheltuielile. Am redus cheltuieli peste tot unde am putut, eficientizând activitatea. Nu mi-am făcut prieteni făcând asta. Tot ce am făcut, spre exemplu, la Ministerul Transporturilor este întors pe dos acum. Chiar și organigrama Ministerului se mărește cu 80 de posturi față de cele 520 la care o redusesem când eram ministru. La Metrorex am lăsat cu 683 de angajați mai puțin în plată la sfârșitul anului 2021. Bugetul de venituri și cheltuieli prevede 800 în plus. Și așa mai departe. Sunt exemple peste tot. Noi vedem o frenezie a acestor angajări și sinecuri, pentru că sunt foarte multe guri de hrănit de către această coaliție. Problema cu adâncirea acestui deficit bugetar este că e aproape în un scenariu cert, dacă nu se schimbă ceva, să mergem în acel scenariu groaznic care se numește stagflație, adică pe de o parte creșterea economică
dispare, pentru că creșterea dobânzii, ratei de dobândă monetară de către BNR are acest efect, se scumpesc creditele, economia frânează. Pe de altă parte, inflația nu frânează deloc, pentru că politica fiscală, acele împrumuturi merg în continuare și alimentează inflația. Cresc prețurile, scade economia, e un scenariu pe care l-am mai văzut, a mai fost, au mai trecut alte țări prin el, și e un scenariu grav asupra cărora am avertizat astăzi, la 6 luni acestui guvern, și asupra căruia trebuie luate măsuri urgente. Nu e deloc, nu face plăcere să dau acest semnal de alarmă sau să fiu alarmist, dar e nevoie de el în spațiu public, pentru că premierul Ciucă, care după mine este acolo doar un executant pus de Iohannis, nu înțelege economie deloc, iar Ciolacu, liderul socialiștilor, îl folosește. PSD-ul are o istorie de a veni la guvernare și de a lăsa după noi potopul. Eu chiar am pus un pariu public ieri, îl reiau și aici. Eu nu cred că Marcel Ciolacu va prelua guvernarea ca premier la rotativ, pentru că știe ce lasă în urmă și situația economică este atât de gravă. Stilul acesta de a guverna, după care cine știe ce o să caute, guverne tehnocrate, de Uniune Națională, de salvare și așa mai departe, care să ia măsurile care ar fi mult mai dureroase la acel moment, peste un an sau doi, este complet irresponsabil. Adică vă așteptați ca această guvernare să nu dureze până în 2024? Da. Și motivul principal este unde duc economia. Bun. Și cine va guverna până în două? Pe actuala configurație, se bagă USR din nou la guvernare? Păi, uitați, USR e pregătit de guvernare și am demonstrat-o și v-am spus cu cifre. Acum 2 ani spuneam că suntem pregătiți de guvernare și lumea spunea, ok, nu v-am văzut niciodată la guvernare, nu știm ce faceți. Eu am arătat ce am putut să facem la Ministerul Transporturilor, pe cifre, pe orice fel de metrică. Suntem pregătiți de guvernare, numai că am avut un antipartener în președintele Iohannis, care și-a dorit această majoritate de 70%, o majoritate a falimentării României. Și asta e situația în care ne aflăm în prezent. Construim foarte mult pentru alegerile din 2024, pentru că atunci va fi o luptă între două blocuri. Am înțeles, construiți foarte mult, dar să revenim la întrebarea pe care v-am pus-o și v-am lăsat după aceea să vă dezvoltați expozeul la care voiam să revin ajung la, și eu revin mai la întrebarea târziu, dumneavoastră. N-am vrut să vă întrerup. Se rupe USR-ul? Nu se rupe. USR-ul este casa bună a tuturor celor care vor să construiască această opoziție liberală, democratică, profesionistă, care, cum spuneam, va fi unul dintre cei doi mari competitori în 2024, celălalt fiind blocul actual socialist cu epoleți, am spus eu, PSD-PNL pe nume de partide. Colegii mei, am văzut și ieri un mesaj de la colegii din Plus, de la Vlad Voiculescu, este un partid care vine într-o fuziune, da? Au fost două partide, s-a reunit într-un singur. A face o, încă o dată, să desfacem fuziunea, complet lipsit de sens politic. USR e casa bună a tuturor celor care vor să construiască la acest proiect. Lucrăm extraordinar împreună cu toți colegii în Parlament, oriunde suntem împreună, în consilii locale, în consilii generale, nu mai există această distinție de unde ai venit, decât marginal și accidental. Cei care citesc forumurile noastre interne spun că nu e chiar așa cum spuneți dumneavoastră, că nu e chiar așa o pace, o armonie și o casă bună și că, de fapt, pe forumuri sunt măceluri, inclusiv interpărți, USR Plus. Vă asigur, că nu sunt. Chiar am avut un eveniment foarte frumos cu 550 de membri, așa, într-un cadru de optimism, în extrasezon la malul mării. Am avut o reuniune unde am și muncit. Ăsta e conceptul acestor team building-uri USR. Am avut și sociologi care au vorbit și pe parte de construcție, de organizație. Mă rog, toate lucrurile astea care sunt mai puțin poate importante pentru public, dar pentru un partid contează. Organizarea e o parte esențială din politică. Și eu, ca obiective, ca președinte, mi-am setat organizarea undeva în top, alături de această opoziție pe tot terenul și de guvernarea locală a primarilor noștri, pentru a pregăti alegerile din 2024. USR a fost un fenomen la început, când a apărut în 2016. Și eu m-am scris în octombrie 2016 în USR, când l-am văzut USB-ul transformat în USR după alegerile de la București, era un fenomen. Partidele arătau într-un fel cele clasice și a apărut chestia asta nouă. Nu mai suntem un fenomen, suntem o instituție. Eu spun că este instituția liberalismului din România. Partidul care are această particulă nume nu mai are nicio legătură de 20 de ani cu liberalismul. Suntem membri în familia liberală democrată europeană.
Și la fel cum s-a întâmplat în multe țări unde blocurile astea antice de de bătrânii politici, populari și socialiști păreau veșnici, și aici la noi, nu vedem acum, dar cu toată importanța e și viziunea pentru viitor, liberalii democrați care suntem noi vor înlocui aceste blocuri vechi. Într-o unele țări s-au și cam retras din politică. Veți înlocui după ieșirea de la guvernare, nu ați crescut, cel puțin pe sondajele pe care eu le-am văzut, nu se pune problema să fi câștigat procente. Aveți pe de o parte un grup, vom vedea cât de mare, condus de domnul Dacian Cioloș, care se pregătește din toate informațiile din presă să părăsească partidul săptămâna viitoare. Mai mulți un grup de europarlamentari, câți anume vom vedea. Eu am înțeles că există și oameni din fostul USR care ar fi dispus să-l urmeze. Vom vedea lucrurile acestea și fapt este că aveți și grupul Curaj. Și acum o să vă citesc din ce spune domnul Cătălin Teniță într-un interviu pentru Spot Media. Domnia sa face parte în grupul Curaj, s-ar putea să și candideze la președinția partidului, acolo este și domnul Alen Coliban, deci vechi useriști, și spune așa domnul Cătălin Teniță: în ultimii trei ani nu am reușit să livrăm la nivelul la care ne-am dorit și mai ales și-a dorit electoratul. Noi nu mai trebuie să mergem pe mesajul negativ al anilor 2017-2019, ci să furnizăm soluții reale, pozitive la problemele reale ale României. E nevoie și de viziuni mai fără rangă, mai cu zâmbetul pe buze și dispoziție către colaborare. Marea noastră problemă care ne poate scădea scorul e că oamenii ne văd reticenți la colaborarea cu alte partide, cu alte structuri. E important să lăsăm ranga la locul ei și să arătăm că putem să fim și colaborativi. Asta spune domnul Tăniță. Adică platforma Curaj, cea de-a treia cale din USR, ca să zic așa, pe lângă calea domnului Cioloș și calea dumneavoastră. Păi, cu zâmbetul pe buze vă spun că nu e nimic de zâmbit la ce se întâmplă cu guvernarea actuală. Noi nu suntem aici ca să fim majoretele celor care sunt. Există o responsabilitate când ești în opoziție. Așa funcționează democrația. Am fi putut fi în situația fericită, chiar m-am gândit la un moment dat, mi-am făcut așa un proces de gândire singur, ce aș face dacă ministrul de transporturi după mine ar fi un tip excepțional care își face treaba. Și după ce m-am gândit, ok, asta îmi face treaba mai grea ca opoziție, ca opozant, mi-am dat seama că m-aș bucura. Pentru că pentru mine, spre exemplu, domeniul ăsta, eu sunt chiar pasionat de infrastructură, trăiesc și de 10 ani pentru asta și mă doare sufletul când lucrurile nu se întâmplă și, din păcate, nu se întâmplă chiar dincolo de unde mă așteptam. Nu avem luxul ăsta să ne punem această întrebare, să vedem un guvern care merge bine și atunci să zici, domne, ca opoziție, o misiune cam grea. Avem un guvern care ne duce într-o zonă și pentru mine contează. Eu țin foarte mult și îmi pasă de țara asta. Când îți pasă, trebuie să spui lucrurilor pe nume. Când vezi răul, când vezi mafile, cum am văzut eu la Ministerul Transporturilor, nu poți să, cu zâmbetul pe buze, să ce? Vă rog eu, nu mai furați și să le dau un fursec? Nu se poate face lucrul ăsta. Domnul Teniță probabil s-a adaptat mai greu din societatea civilă, unde era un activist simpatic, la ce înseamnă politică. Inclusiv genul ăsta de mesaj e un pic exagerat, pentru că, știți, e loc mult de dialog în USR. Și aici vă spuneam despre faptul cum noi, mandatul meu îl văd ca pe o construcție de instituție. Noi avem această caracteristică a USR-ului, că avem mult mai multă democrație internă. Și asta va rămâne. Dar ceea ce am construit la guvernare și am arătat că putem livra, și ceea ce vom construi pentru 2024, va fi o organizație mult mai coerentă. Acum, că nu toată lumea se regăsește în viziunea asta, nu poate să fie un partid nu poate să fie un ONG. Exact, mesajul de coerență nu-l transmiteți, pentru că aveți tot felul de astfel de direcții opuse în care pleacă membrii dumneavoastră, grupuri. Aveți trei platforme. Nu, asta e o chestiune și de percepție, să știți. Sigur, pentru că e suficient unul singur să spună ceva și atunci apare că adică domnul Teniță a vorbit pe cont propriu, îmi spuneți. Eu cred că este o viziune a acelui grup Curaj despre, știți, care... Dacă domnul Teniță a spus că candidează, putem să vedem la ce... La noi avem un sistem de alegere a președintelui foarte democratic. Votează toți membrii. Sunt zeci de mii de votanți. Când a fost faimosele alegeri între Dan Barna și Dacian Cioloș, că a fost 19.000 la 18.000 scorul. Dacă se regăsesc oamenii în viziunea domniei sale, normal să-l urmeze ca lider, și asta e esența democrației.
Altfel, într-un partid politic ne organizăm tocmai pentru a avea coerență, predictibilitate, instituționalitate. Dacă vrem să facem doar șezătoare sau să fiecare să-și facă așa un fel de instituție a băgatului în seamă pe persoană fizică, asta nu produce rezultate. Cultură de organizație, îmi spuneți, da, că vreți să căpătați. E o cultură care e în evoluție, nu se re, evident, ca la orice organizație, dar care merge spre bine în ultimii ani. A existat multă maturizare, un proces de maturizare și guvernarea ne-a maturizat și noi suntem încă la guvernare. Primarii USR guvernează peste 1,7 milioane de oameni în prezent. Deci la guvernare locală. La guvernare locală și în fine, la, da, și în orașe și în comune. Locale, da. Da. Autoritate ați spus bine, locală. Era corect cuvântul. Dar pe mine acum mă preocupă rolul nostru de opoziție la ce se întâmplă în prezent. România are nevoie de speranță. Și atunci e o responsabilitate mare care trece dincolo de ce a mai trecut mie prin cap sau altuia și ce declarația a mai spus nu știu unde, de a dezvolta această instituție ca acest pol liberal pe care îl reprezentăm în 2024 să câștige alegerile și să dăm guvernarea de pe polul liberal, nu de pe cel socialist-securist. Păi asta se întreabă și domnul Tăniță. Ok, dacă nu cumva veți țintit să luați peste 50%, ceea ce sunt convinsă că vă doriți, dar e totuși destul de puțin probabil să luați, să aveți majoritatea, să dați premierul să guvernați singuri, veți avea nevoie de niște parteneri la guvernare. Ori nu vădiți deocamdată niciun fel de încercare, exact ce spunea domnia sa, de o capacitate de colaborare. Vreți să vă spun acum că oameni pe care îi respect din Partidul Național Liberal gândesc mai degrabă ca noi și sunt nemulțumiți de ce se întâmplă în PNL? Se întâmplă asta, dar n-am libertatea de a... Uite, domnul Bolojan, pe care presupun că și dumneavoastră îl respectați așa cum îl respect foarte mult. Și eu, am avut o relație, de câte ori a avut ocazia, a explicat faptul că crearea unei majorități și crearea unei politici de alianțe este o artă în sine și este esențială. Dacă ești izolat pe scena politică, fie ea locală, domnia sa se referea atunci la Bihor și la Oradea mai precis, sau pe scena națională, că e același lucru, poți să fii genial, dar nu-ți iese nimic. Era o critică pe care o ducea inclusiv unor primari USR dumneavoastră. Eu înțeleg asta, dar știți cum e, până la urmă, adică oamenii care au aceeași viziune. Noi vrem o Românie mai modernă. Noi suntem într-un stat ăsta clientelar în care sunt privilegiile ne distrug coeziunea socială. De fapt, ăsta e lucru fundamental. Sunt două clase de cetățeni. De-aia avem pensii speciale și unii sunt mai speciali ca ceilalți. Sfidarea asta pe care oamenii o simt și care ne distruge încrederea. Știți, și când apar discuții despre sistemul de impozitare, păi cum să ai încredere să dai mai mulți bani din veniturile tale să-ți ia statul când vezi ce-ți oferă înapoi? Sunteți pentru impozitare progresivă sau pentru cotă unică? Nu, suntem ferm pentru, ca partid cu adevărat liberal, pentru cotă unică. Impozitarea progresivă e o propunere profund imorală în acest moment. Iar veni să acopere cheltuielile fără măsură din banii clasei de mijloc, din banii celor care pe spatele cărora s-a făcut și până acum această... pentru că banii pe care îi cheltuiește statul sunt de la oameni. Nu, e o propunere imorală, impozitarea progresivă. E ce știe PSD să facă când nu mai știu cum să scoată cămașa, încearcă să jupuiască tot pe cei care contribuie. Pe de altă parte, spuneați că vreți să faceți o opoziție pe tot terenul. Eu vă pun acum față în față cu diverse reacții, de această dată una din societatea civilă. Este vorba de Otilia Nuțu de la Export Forum, probabil că o cunoașteți, și care spunea așa: problema USR nu e că n-are acces media, ci lipsa totală de idei de policy, faptul că zero pe conținut, faptul că singurul lucru pe care au fost în stare să-l comenteze la legea offshore e că banii statului ar trebui să fie folosiți la asta, nu la elaltă, arată că sunt rupți de realitate și rămân blocați în obsesiile pe care le au unul, doi oameni. Avem nevoie de un alt partid, unul cu oameni zdrave în la cap și care să fie mai mult decât copiii cui trebuie. Societatea civilă. Nu e societatea civilă, este doamna Nuțu și... opinia din societatea civilă. Ce spune și mi-asum ce spun, da, o cunosc pe doamna Nuțu, ne-am și interesat când eram în societatea civilă, e o prostie aproape de la un capăt la celălalt, începând de la faptul, avem cel mai performant motor de politici publice la USR.
Și asta e ceva care se poate demonstra aproape factual, dacă îi putea măsura asta. Cristi Ghinea conduce departamentul politici publice, probabil că e unul dintre, și secundat de Victor Josan, doi oameni de absolută calitate în politici publice. Dacă vă uitați la ce propunem pe fiecare... Problema nu e lipsa de propunere USR. Uitați-vă că noi am propus reducerea TVA la carburant de la 19% încă din octombrie. Ar fi fost o soluție de impact? Da, pentru că prețul carburantului se vede pe lanț. Practic, statul casează. Nu la asta mă refer. Evident că s-ar fi văzut, dar cât timp s-ar fi văzut? Pentru că noi am mai avut scăderi de TVA care au fost după aceea înghițite într-un timp oarecare, încet, și s-a ajuns la aproape același nivel de preț, pentru că... Da, știu. E o măsură anti-inflație, pentru că, de fapt, statul acum încasează mai mult din taxa asta. Apoi... Dacă mai aduceți aminte un pic criticile că era... Se referea, de exemplu, la faptul că la legea offshore ați avut ca singură obiecție faptul că banii trebuiau să... La legea offshore, apropo de politici publice, asta e frumos că ne-ai înregistrări. În 2018, când a fost votată, colega mea, Cristina Prun, a spus asta e o lege inaplicabilă de la microfonul Parlamentului. Nu vom scoate niciun, cum spune domnul Ciucă, nicio moleculă de gaz din Marea Neagră cu această lege. Ciolacu a votat-o cu două mâini atunci și acum constatăm că e... Deci, de câte ori am ajuns în Parlament la vorba USR-ului de dinainte, tocmai că avem cei mai buni specialiști. Deci, asta mi se pare un reproș. Acum, care mai erau celelalte, dacă mai aduceți aminte, deci politici publice, offshore? Era vorba de offshore și de faptul că, în general, nu a constatat, n-a găsit la noastră politici publice chestiuni de substanță, de conținut. Că problema nu e că nu suntem prezenți în media. Asta, nu știu, nu vreau să intru în foarte multe detalii, dar e demonstrabil fals factual. Uitați, haideți să luăm un exemplu. Mai devreme am avut o conferință de presă cu toate outleturile prezente. Sunt liderul opoziției, dacă considerăm și această instituție importantă. Așa este, deci nu mă declar singur. Și am făcut o critică extrem de argumentată pe bilanțul guvernului, cu ce se întâmplă pas cu pas, cu la cât ne împrumutăm, care cum au crescut cheltuielile și mai departe. E de văzut la câte televiziuni va fi preluată și unde. Deci e și aceasta o problemă de vizibilitate, dar, în fine, poate că și noi trebuie să ne calibrăm mesajul astfel încât să fim preluați mai bine. Și ultima era, pur și simplu, am văzut, era era aprecierea domniei sale. Eu ceea ce voiam să subliniez nu este că are dreptate sau nu are dreptate, dar poate că aveți o ruptură de zona asta ONG și a societății civile. Mai devreme, astăzi am fost chiar la o întâlnire la societății civile pe teme de starea democrației din România. Au mai fost încă câțiva politicieni, era Florin Câțu acolo, Anca Dragu și încă câțiva colegi de mei din USR. Și noi provenim din societatea civilă, nu avem cum să avem o ruptură, avem acest permanent dialog. Acum, știți cum e, suntem 5 în societatea civilă, 2 ne apucăm să facem politică. Nu mai suntem în aceeași barcă și e normal că societatea civilă să-l critique pe politicieni. Pe de altă parte, la un moment dat, dacă agresivitatea este de ce ești tu politician și nu sunt eu, răspunsul e unul singur. Doamna, nu ți se poate înscrie într-un partid sau își poate crea un partid. Pentru că, la un moment dat, din anumite zone, reproșurile încep să nu mai aibă neapărat o substanță, ci mai mult par chestiuni de... Nu, ideea este că sunteți depozitarii unui capital foarte mare de speranță care absolut a avut investit. Și muncim foarte mult ca să ne ridicăm la înălțimea lui. Faptul că nu creșteți îngrijorează pe foarte multă lume, mai ales că pe partea cealaltă, celălalt partid de opoziție, singurul celălalt, este un partid foarte periculos și care a cărui ascensiune este... Haideți să vorbim și despre creșterea asta, că până la urmă aici sunt de spus câteva lucruri. Pe studii, pe sociologie concret, acum suntem în aceeași zonă de intenție de vot în care am intrat în Parlament. Noi acum avem 80 de parlamentari în Parlamentul României și în 2016 am avut 43. Ca comparație, ordine de mărime, oamenii poate nu sunt obișnuiți cu dimensiunea Parlamentului, PNL, spre exemplu, al partid, dar 110, cred, sau ceva. Deci suntem aproape în aceeași zonă ca celălalt partid, pe datele de la ultimul. Vreau să creștem pentru următoarele alegeri în 2024, ca să putem forma un guvern din poziția de vioară întâi.
să câștigăm și alegerile prezidențiale, ca să avem un partener în președinte. Am avut un președinte care ne-a trădat. Ne-a spus că e o luptă mare anti-PSD, ne-am dat mâna să formăm un guvern, după care ne-a aruncat afară de acolo și a făcut această mare coaliție. Tehnic nu v-a aruncat. Tehnic ați demisionat. Acum hai să păstrăm atât istoric, că el e factual. Ați... Scena cu demisiile, o știm toți, adică tehnic, da, practic era o înțelegere cu PSD-ul de mult, acum văd că a început să vorbească și public pe zilele acestea. Pe care o puteți strica, nu? Nu cred, e mult mai puternică acea înțelegere și ține de cariera viitoare a domnului Iohannis, ține de un anumit tip al statului. Asta e ca povestea statului. Cu ce face ciobanul din Miorița. Cheamă Miorița sau pune mâna pe toiac? Noastră puteți să puneți mâna pe toiac, să spuneți noi nu plecăm de aici. Ok, ne înlocuim un ministru și... mergem mai departe. Ați preferat să chemați acum, o altă persoană. Este o chestiune de abordare, nu e de alegere. Nu se poate guverna într-o coaliție fără un respect între parteneri. Adică dacă toți miniștrii sunt dați afară pe rând, nu mai există. Adică nu mai ești ca un partid, ești o anexă. Noi nu ne-am înscris în PNL, suntem USR, alt partid. Și domnul Ghinea spunea că a colaborat, foarte l-am întrebat direct și mi-a spus că a colaborat bine și cu domnul Iohannis și cu domnul Cățu, foarte bine. L-am întrebat după ieșirea de la guvernare. Ca să nu era încă înăuntru. Da, e, până la urmă, diferența de viziune. Domnul Iohannis, cred eu, aici speculez, e adevărat, dar e dreptul meu ca politician să fac asta, din interacțiuni și ce am văzut, îi convine statul ăsta român cam așa cum e. E bunicel. Dacă se mai poate să îmbunătățim ceva pe aici, pe acolo, e ok. Noi venim cu o viziune și spunem, nu, domnule, avem nevoie de modernizare, avem nevoie de servicii publice de calitate, avem nevoie să decuplăm clientela de stat, statul să nu fie o sursă. Deci partidele astea mari, PSD și PNL, au ajuns în prezent agenții de angajare a forței de muncă, eu îi spun slab calificate, în mare, cu niște excepții, la stat. Asta este jocul care e acolo. Unde ajungem, ce om îmi pun eu, unde mai îmi bagi niște oameni, uite și primarul de acolo care a tras cu noi băiatul lui, are 24 de ani, găsește un post, contracte și toate lucrurile astea. Asta e o viziune antimodernă a statului. Statul, adică, ce facem? Că statul e, îi delegăm încrederea, da? Are funcția monopolul legitim al violenței și al colectării banilor, dar în schimbul lor n-ar trebui să noi să fim sclavii statului. Asta e cam feudal, da, de aia spun premodern. Noi avem o viziune modernă a statului în care cel care e în funcție publică, cum am fost eu la minister, că am văzut pe unii, nu știu, tot laudă. Eu nu sunt erou, adică am făcut ce trebuie să facă un om în funcția aia. Dar trebuie să fiu un servitor al poporului în funcția aia. Și asta nu e, deci partidele clasice, că de-aia ne-am format și noi USR, că eram fiecare cu alte cariere mai de mult, nu mai pot livra sub nicio formă chestia asta. Că dacă m-ar auzi spunând lucrurile astea, eu oricum cred că le spun un pic la, adică și în discuțiile private, pare că le spunem un pic la mișto. Iar oamenii care mai înțeleg dintre ei, chiar dacă ar vrea să livreze ceva de genul ăsta din PSD sau din PNL, că eu nu vreau să vorbim de îngerii de la USR și demonii ceilalți, dacă nu e alb și negru, nu pot. Nu-i lasă partidul lor, adică aruncă ca pomestea stricată dacă se trezește că, uite, eu în minister vreau la companii să recrutez consilii de administrație profesioniste. Problema lui 2024 atunci. Este problema lui 2024 foarte mult. Mai sunt și în cealaltă parte de oameni care gândesc ca noi. Că, să știți, facem politică de 5 ani de zile și există un respect pentru noi, apropo de discursul ăsta depreciativ sau diminuativ. Voi vă duceți, se dispare, USR nu dispare. Rămâne aici și va și crește. Și adversarii, cea mai bună probă este că adversarii noștri ne respectă. Și PSD și PNL, dacă vorbiți în afara camerelor. Există și acolo niște oameni care înțeleg lucrurile pe care le spunem. Dacă ei vor să pună mâna pe ce ori pune mâna, că nu vreau să le dau eu indicii sau, mă rog, sugestii. Rangă de exact. Pe mătură, pe ce-o fi. Dacă vor să pună mâna și să facă altceva în partidele lor, nu să spună doar pe la colțuri, domne, nici noi nu suntem mulțumiți că am ajuns așa cu epoleți, ne vin ordinele de sus în plic de la Cotroceni, ne-au pus un general aici care o fi fost el bun la armată, dar n-are nicio treabă cu guvernarea unei țări. Haideți să vă provoc la un exercițiu de sinceritate. Dacă domnul Ciucă, generalul cu epoleți și cu așa, v-ar fi invitat la guvernare, ați fi intrat în guvernarea condusă de generalul cu... 4 stele, cred că are domnul Ciucă. Dacă vă referiți la, efectiv, la persoana dumnealui? Da, dacă Iohannis ar fi, uite, ăsta e premierul USR, poftiți de luați cu premierul. Eu să știți că mai răspuns o dată la întrebarea asta, cred că era prin 7 sau 8 decembrie 2020, adică la 2 zile după alegeri, și se vehicula un nume. Era un pic atunci de turbulență. Atunci nu, mă refer după episodul Câșu. Și atunci episodul... reacția mea instinctivă, dar vă spun, nu eram președinte de partid, că se vehicula cine o să fie, cu pe Ciucă l-ați accepta.
Nu suntem în America de Sud. Și atunci l-ați preferat pe domnul Câțu, a fost o alegere proastă a USR-ului, o recunosc liderii foștii, adică și domnul Barna și domnul Cioloș lucrez. Nu, nu m-a dispăruse de pe domnul Ciucă, era doar dintre Câțu și Orban. Exact, la asta este pe domnul Câțu. Dar acum, dacă... Eu nu mă simt confortabil să... Premierul e foarte important într-un guvern. De-aia aș vrea să dăm noi premierul. Cel mai important. E, da, este foarte, foarte după important. Cum istoria a văzut. Da. Și faptul că domnul Ciucă e... Pare rău să o spun, nu vreau să-l jignesc pe mine, a fost colegul meu în guvern, probabil că e un militar, nu mă pricep la domeniul ăsta bun, din câte cunosc, poate ca ministrul al apărării, iarăși nu știu performanța, dar este depășit de această funcție de premier. Nu are... Bă, eu știu că USR-ul a acceptat de principiu să guverneze cu domnul Ciucă după căderea guvernului. Vă spun că asta nu mă face confortabil, pentru că vreau și eu în sfârșit să am în România, haideți să spun, vreau să am în România un premier care să aibă o viziune despre... Chiar și o viziune care să nu fie a mea, dacă sunt în opoziție. Domnul Cățu n-a avut o viziune, domnul Cățu a avut o viziune economică, nu? Asta nu se poate, nu se poate reproșa, viziunea a avut. Un divorț complet între vorbe, într-adevăr, Florin spunea la un moment dat lucrurile corecte, astea pe care le spun și eu acum, că trebuie să avem un stat eficient, că trebuie să reducem cheltuielile, astea îi le recunosc. Probabil sub presiunea partidului n-a reușit să livreze pe ele în vreun fel. Și programul cu care a venit PNDL-ul ăla, care e, cum să zic, adică cred că dacă sunt declarații de ale lui în care vorbea împotriva PNDL-ului cu câțiva ani înainte, ca program de risipă, da, despre asta e vorba, și ca program, de fapt, de direcționare a resurse politic. Deci, revenind, îmi doresc să dăm premierul, pentru că cred că România are nevoie de cineva care să aibă o viziune, să ne ducă, asta înseamnă leadership și a conduce, să înțelegi tu unde vrei să duci țara. Noi facem o propunere clară, vrem să modernizăm România, să avem un stat care servește cetățeanul, care pune lucrurile pe baze egale. România e o societate sau poate și aparatul de stat care funcționează destul de mult de sus în jos, pe ierarhie. Semnalul de sus contează enorm, am văzut-o eu în Ministerul Transporturilor. Dacă spui, nu, facem lucrurile pe bune, într-un domeniu, nu știu, era cântărirea camioanelor. Nu m-am dus eu să le cântăresc, n-am pus, nu știu, camere în copaci. Care dat semnalul. Am dat semnalul. Semnalul de la Cotroceni, pe care îl avem după ce ne-a păcălit. Eu am fost dintre ăștia care s-au bucurat în piață în 2014, am și fost observator independent la alegeri, că mi-era frică că-i fură voturile lui Iohannis Ponta. Ne-a păcălit groaznic. Deci a fost o să spun pe șleau, o țeapă pe care am luat-o, pentru că nu vrea modernizarea României. Este un om căruia îi place sistemul așa cum e. Sau îl domină, nu știu, Helvig și cei care sunt pe lângă și atât poate livra. Valoarea supremă a lor este liniștea, să nu facem deranj prea mare. Eu nu spun că liniștea nu e bună sau confortul, dar din situația în care am preluat statul românesc post-comunist, după 20-30 de ani de așezat straturile astea de clientelism și de alungat oamenii buni din sistem, mai sunt puțini oameni buni în administrație și îi salut, ei se știu acum când mă aud, dar și îi consider eroi pe cei care au rămas. E nevoie de o reformă. E cuvântul poate ultrauzitat, dar e nevoie să schimbăm lucrurile. Deci nu putem să rămânem așa cum am fost. Ori asta e propunerea pe care USR-ul face pentru 2024. Vine blocul ăsta socialist cu epoleți și spune, nu e bine așa, români, vă mai păcălim, vă mai aruncăm Dar pentru asta trebuie să creșteți și trebuie să aveți o locomotivă. Trebuie să convingem oamenii să ne voteze. Intenționați să candidați la prezidențiale în 2024? E departe momentul ăsta. Dar credeți că vom mai avea prezidențiale în 2024? Asta este o întrebare care s-ar putea să vină de maximă actualitate, având în vedere că urmează o revizuire a Constituției, în care pare că actuala majoritate dorește Republica Parlamentară. Păi, ăsta două din componente doresc sigur, PSD și UDMR. Ăsta este un alt... Mai trebuie să treacă și de cetățeni chestia asta. Ăsta este un alt semn de alunecare asta spre liberalism pe care noi o reclamăm. De la o anumită militarizarea așa a vieții publice, în care mai mult Republica Parlamentară nu e o formă de militarizare, sunt foarte multe. Nu, dar eu mă refer la ce se întâmplă de vreo 6 luni încoace cu intimidarea unor jurnaliști onești care îndrăznesc să dezvăluie plagiatul premierului și alte lucruri. Asta este o altă caracteristică a regimurilor liberale, schimbarea regulilor ca să se potrivească. Își mai dorește mandate, domnul Iohannis, sau adică a făcut atât de bine că crede că mai are de oferit României? Eu vă întreb altceva, dacă acel referendum care se va vota bloc, sunteți de acord cu proiectul sau nu sunteți de acord cu proiectul, că nu intră cetățeanul cu cărțulia să voteze articol cu articol, va conține, de exemplu, și fără penal, ce o să faceți? Republică parlamentară versus fără penal. Îmi puneți întrebarea, dacă
ăștia fac o șmecherie, voi ce o să faceți de la USR? Cam da, asta evident, e întrebarea. Exact, asta e întrebarea, da, nu, nu e un... Nu, eu nu și e foarte probabilă. Domnul Chelemen Hunor a și spus că s-ar putea să introducă fără penal în acea revizuire. Deci nu e chiar o speculație. Sigur. Eu zic să facem referendumul fără penal de sine stătător, așa cum a fost gândit și semnat de un milion de cetățeni. Vom face tot ce ține de noi ca să rezulte o Constituție mai bună. Dacă acolo se vor regăsi articole toxice, probabil că nu ne vom poziționa în favoarea acelei modificări. Eu aștept acest moment, aștept pentru că ne-au promis cu supermajoritatea asta de 70% că de fapt era necesară ca să reformeze statul. Cum am spuneți că era necesară ca să mai aibă Iohannis niște mandate? Eu vă întreb. Nu vă spun. Okay. Eu v-am întrebat. Am poate și aceeași suspiciune, da. Și au făcut mulți planuri și le transmit că câteodată nu e pentru cine se pregătește. Mai ușor cu pianul pe scări al aranjamentelor ăstora. Cam și știu pe unde sunt sforarii, așa, în politica românească, care tot fac concepte de-astea, așa, de păstrat statul tot în zona asta. Le spun odată că nu plecăm de aici, că până la urmă vom și câștiga acele alegeri. Știți, am vorbit cu Guy Verhofstadt la Bruxelles, fostul lider al liberalilor belgeni. I-au construit mult împotriva socialiștilor și popularilor și de când au ajuns la guvernare n-au mai plecat. Construcțiile nu sunt toate de pe un an pe altul. Asta e, din păcate, lipsa de răbdare pe care și eu am ca cetățean. Nu mai suport, știți, mă, și cu autostrăzile mele și cu infrastructura și cu toate. Dar genul ăsta de rezultat și progresie pe care a făcut-o USR, să ajungi la 80 de parlamentari, e, politologic vorbind, e wow. Pentru așteptările și nevoile noastre frustrați de 30 de ani de politică, totul e prea încet. Numai că toate societățile alea și cele din vest către care aspirăm s-au construit cărămidă cu cărămidă. Da, numai că dumneavoastră sunteți în raport cu boom-ul de la europarlamentarele precedente, sunteți într-un regres. Atunci ați avut un procent absolut spectaculos. Din păcate, domnule Drulă, emisiunea se încheie aici. Au trecut foarte repede cele 35 de minute. Vă mulțumesc și pentru prezența în Piața Victoriei, dragi prieteni. Rămâneți cu Europa FM, rămâneți cu știrile, rămâneți cu Clubul de Seară și mai rămâneți încă 22 de ani alături de noi, cel puțin. Piața Victoriei cu Ioana N. Dogioiu la Europa FM.